Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuiești și spre cele smerite privești, binecuvintează casa noastră și cu puterea Ta întărește-ne pe noi, robii Tăi, cei ce locuim în ea. Bine este, Doamne, ca și casa noastră să ne fie ca o a doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea sfintelor icoane și ne rugăm Ție. Binecuvintează, Doamne, gospodăria noastră și înmulțește în ea toate bunătățile, ca să uităm de grijile și nevoile pământești și să putem lucra mai cu o sârdie pentru dobândirea vieții cele veșnice și pentru a ajunge în locașurile Tale cele sfinte. Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmașului, celui pierzător de suflete, trimite pe Îngerul Tău cel milostiv, ca să ne păzească și să ne ferească de toată răutatea și să ne povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune și spre împlinirea sfintelor porunci. Că Ție ți se cuvine a ne milui și a ne mântui, Dumnezeul nostru, și slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.